Bună seara, prieteni! Bun găsit la un pont pe zi. Sunt Dan Bura și vă invit să discutăm despre meciurile care s-au disputat azi și despre cele care vor urma pentru că vrem să câștigăm la pariuri. Dacă ați urmărit emisiunea cu care am început ieri noul sezon de un pont pe zi, atunci probabil că lucrurile au mers destul de convenabil, destul de bine, fiindcă rezultatele au fost în limita bunului simț, să spunem așa. Spre exemplu, capul de afiș al zilei, PSV cu Basel, s-a încheiat cu scorul de 3 la 2, au marcat ambele, a câștigat și PSV practic ceea ce s-ar fi așteptat orice parior. Și Uh, sper că ați fost uh, Ați fost inspirat și ați scos tot ce se putea Vă zicea că nu trebuie luat doar peste 1,5 spre exemplu Ci de ce nu merge încercați și peste 2,5 Până la urmă a ieșit uh, 5 plus și asta e mai mult decât uh, convenabil uh, Avem uh, pauză sau final 2 la TNS Copenhagen Dinamo Zagreb să câștige la uh, Tbilisi uh, și, uh, practic, biletul în cotă doi a fost câștigător. Dinamo Zagreb a câștigat la Tbilisi cu scorul de 2 la 0. Uh, Copenhaga a bătut la TNS uh, New Saints uh, din țara galilor și, uh, cu ceva, noroc ne-a ieșit și uh, Sutiesca, nu marchează în dispută cu uh, cei de la Apolon, uh, de la Apoel, pardon, a fost 0 la 1 scor final, așadar Apoel a câștigat și au învins în această primă manșă. Asta în condițiile în care, vă spuneam, mă așteptam la un meci cu puține goluri sub 2,5 și spuneam posibil ca Sutiesca să nu marcheze. Într-adevăr, n-am marcat, aici am avut noroc pentru că în minutul 69 formația gazdă, cei din Muntenegru, au ratat o lovitură de la 11 metri. Adică putea să nu iasă acest, acest pariu. Victoria Plâzen a remizat cu Olimpiacos 0-0. la Aici era mai greu de intuit rezultatul. În calificările pentru Europa League, Ararat, care vine din preliminarii Champions League, a ieșit încă din primul tur de acolo, a câștigat în fața lui Ling. Din Gibraltar, cu 2 la uh, 0, 2-2 a, a fost în uh, întâlnirea dintre feroezii de la Tornșau și Linfield uh, din uh, Irlanda de Nord. Uh, Skindia a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Dudelange, uh, fostul adversar al uh, CFR-ului. Uh, echipa luxemburgheză Dudelange, iată, câștigă în uh, Macedonia și are prima șansă la calificare. Santa Coloma, 0-0 pe teren propriu cu uh, cei de la Astana și. Astana eliminată de, de CFR în ediția aceasta și uh, trei, pene, uh, trei pene, trei pene, cum ar veni pe românește, cu Suduva, 0 la 5 lituanienii sunt ca și calificați în uh, uh, turul următor din preliminariile Europa League. Ei bine, mâine, Intră în uh, scenă prima echipă românească din Cupele Europene, este vorba de uh, Cefre Cluj, care urmează să primească vizita celor de la Maccabi Tel Aviv. Vom vorbi despre această partidă și despre celelalte meciuri interesante din, uh, din Liga Campionilor și vă invit să discutăm împreună pe pagina de Facebook, uh, acolo unde mesajele noastre cu siguranță vor fi uh, citite. Le dezbatem aici împreună. așadar. Haideți să pornim la treabă cu meciul zilei Unibet, partida dintre CFR Cluj și Maccabi, Tel Aviv. În uh, bilanțul pe care l-am făcut așa pe scurt uh, privind meciurile de, de astăzi, uh, am uitat să vă spun un lucru. PSV, Bazel, am avut unul și ambele marchează 3.60, așadar uh, o cotă foarte bună care a ieșit uh, câștigătoare. În privința meciului nostru CFR Cluj Maccabi Tel Aviv, CFR este favorită să câștige această manșă, dar nu e favorită la calificare. În momentul de față, cota mai crescut era 1.95 pentru victoria cfr în partida de mâine, însă acum a crescut și este 2.05 așadar, o creștere destul de substanțiale și destul de uh, îngrijorătoare, să spun așa. Uh, asta în condițiile care a fost și 2 și 10 în, uh, în această dupamiază. Egalul uh, 3.20 a crescut la 3.30 și doi uh, solist uh, avem uh, o cotă de uh, 3.70 în momentul de față. Era 4 după cum, uh, după cum vedeți. E adevărat, ea a coborât și la 3.50 pe parcursul zilei, însă și-a revenit să punem așa între ghilimele și a urcat la 3.70 în momentul de față. Faptul că a crescut cota CFR-ului nu e neapărat un lucru rău pentru pariorii care ar vrea să parieze pe victoria CFR-ului. Din potrivă poate că e mai uh, atractiv așa, dar să vedem și uh, care ar fi datele partidei pentru a ne da seama dacă într-adevăr merită sau nu merită făcut un astfel de pariu. Sunt câteva argumente și o să vi le prezint uh, imediat, dar înainte de asta haideți să vă spun care e cota la calificare. Uh, Unibet oferă o cotă de 2 pentru calificarea CFR-ului și uh, o cotă de 1.75 pentru calificarea celor de la uh, Maccabi la Aviv. Asta ar însemna că uh, practic șanse un pic mai mari le are uh, Maccabi. Da? Normal ne-am întrebat ok, dar de ce ar fi uh, lucrul acesta posibil? Poate prin prisma startului de sezon pe care l-a avut uh, CFR-ul, însă eu cred că până la urmă uh, eu știu, urmărind cu mai multă atenție uh, firul logicii, o să descoperim în asta un avantaj. Uh, CFR Cluj, așa cum uh, vă aduceți probabil aminte, a debutat în noua ediție cu o înfrângere, cea din Supercupă cu Viitorul. 0 la 1, apoi a mers la Astana, a pierdut cu același scor, din nou înfrângere cu 1 la 0, cu 0 la 1, mă rog. Și încă un al treilea meci în care lucrurile n-au stat deloc bine pentru Clujeni, rezultatul de pe teren propriu cu Poliaș, 1 la 1. Însă, dacă CFR a avut aceste trei meciuri în care a șchiopătat, n-a pierdut mare lucru, pentru că Supercupa nu e chiar o miză nemaipomenită de, de, să spui că ai pierdut ceva de nerecuperat, nu, nu plângi după ea, la fel cum nici nu te lauzi la vreun moment dat, că, domnule, eu am câștigat Supercupa României în 1989. Nu contează foarte mult cine a câștigat Super Cupa, contează Cupa, contează în primul rând campionatul, asta sunt lucruri mai, uh, mai importante. E o fel de competiție semi-amicală, așa. În uh, privința turului cu Astana n-a fost o tragedie, pentru că apoi în retur uh, CFR-ul a reușit și să câștige prin victoria cu 3 la 1 de pe teren a reușit să se califice prin victoria cu 3 la 1 de pe teren propriu. Egalul cu Poliaș nu e plăcut, dar n-ai ce să faci început de sezon, să se reglează lucrurile, sunt meciuri din 3 în 3 zile și e greu să excelezi de la, de la bun început. Apoi a urmat după victoria cu Astana de pe teren propriu acest 3 la 1 de care vă, despre care vă spuneam Succesul cu Academica Clinceni 4 la 1 în deplasare și vă spuneam chiar dacă a început un pic mai rău Mare lucru n-a pierdut în începutul ăsta un pic mai slab Ba din potrivă a avut nevoie de aceste meciuri tampon pentru a își regla jocul. Situație în care însă adversarul de mâine nu se regăsește. Campionatul în Israel începe abia pe data de 24 august, adică mai e o lună. E adevărat, au jucat, au jucat un match în, în acest sezon, a fost Supercupa, din uh, Israel cu Bnei uh, și uh, iată, e un singur meci nu, nu i foarte mult pentru Maccabi pentru a-și fi intrat în uh, formă. Așadar, chiar dacă a început un pic mai slab uh, sezonul sau mai slab sezonul, uh, CFR Cluj uh, poate folosi uh, acest avantaj, faptul că și-a rulat uh, jucătorii, s-au reglat câteva chestii, pe când Maccabi nu are acest avantaj. Bun, haideți acum să mergem mai departe să vedem. Am văzut cotele de bază, cotele care ne interesează în primul și în primul rând. Să vedem ce altceva am mai putea extrage din oferta celor de la uh, Unibet. Spre exemplu, gazdele se câștige la fix un gol diferență. E o cotă mare, o cotă de 3,75 și, spre exemplu, un 1 la 0 sau un 2 la 1, asta în ideea în care CFR-ul totuși a primit gol în fiecare meci de până acum. În acest sezon, 5 meciuri, 5 partide în care a primit gol. Probabil că nu e exclusă nici varianta, ambele marchează la o cotă de 1,98, adică pare atractivă. CFR-ul, o să vă povestesc imediat, a schimbat unele lucruri și în condițiile astea. Eu știu, poate loc de uh, poate loc de un uh, meci cu ambele marchează, 1-1 și peste 1,5 goluri o cotă de 1,73, <coughs> un pariu care practic uh, ar împăca și variantele uh, prezentate mai sus. Acum, cât de uh, cât de probabilă este victoria CFR-ului. Și întotdeauna, exact ca la poker, la jucătorii care sunt cu adevărat profesioniști, sau, mă rog, să zicem semi-profesioniști în poker, dar oameni care, într-adevăr, câștigă bani din, din poker, este un lucru, că întotdeauna trebuie să raportezi șansele pe care le ai de a câștiga cu suma pe care o pariezi. Adică, Cota e suficient de mare Uh, pentru a merita riscul să pui niște bani aici. Spre exemplu, dacă ar avea cota 20 uh, CFR-ul să câștige, ar merita riscat, uh, eu știu, riscați 100 de lei? Având cota 205, cam ce sumă? Aici, asta e foarte important ca uh, pariorul să facă efortul de a trece prin raționamentul ăsta de fiecare dată. Cam ce sumă ar merita în condițiile astea raportat? Hmm. Un 1x pare foarte, foarte probabil, dar unul solist e un pic cam riscant, este un pic cam riscant, pentru că, în primul rând, nu cunoaștem adversarul, nu cunoaștem pe Maccabi la Aviv, nu, nu știm în ce uh, formă este momentul de față, nu știm foarte multe, dar avem câteva informații și o să vi le prezint imediat. Înainte de asta, haideți să vă spun uh, pontul. Unul <coughs> și sub 3,5 goluri, pare a acoperi uh, foarte, foarte bine variantele despre care discutam, totuși un meci cu un scor fluviu e, de, e greu de crezut pentru că aici vorbim de banii din Liga Campionilor, deja s-a strâns vreo milion și jumătate din uh, prezența în, uh, în turul anterior și uh, vor mai veni uh, premii, așadar uh, ambele formații trebuie să fie un pic uh, uh, mai meticuloase, mai riguroase și cred eu că uh, acest unui și, pe, uh, și sub 3,5 goluri acoperă destul de bine plaja de risc. <coughs> vă spuneam că mai am câteva uh, informații pe care aș vrea să vi le spun pentru a vă da seama ce se poate scoate din, uh, din uh, acest meci. Cum, cum ar trebui să judecăm care e suma pe care uh, ar fi bine să o pariem de ce, eu știu, să pariem 100 de lei și să nu pariem 20 de lei? Sau de ce să pariem 20 de lei și să nu pariem 1000 de lei? De ce? Pentru că, în primul rând, cei de la Maccabi și-au pierdut în această vară un jucător foarte important, e vorba de portarul Raicovici, portarul național Serbiei. În partida pe care România a jucat-o cu Serbia aici la București, Raicovici a fost în poartă, era portarul lor, 23 de ani, a plecat la REMS în, în Franța. De asemenea, ultimul meci pe care Maccabi l-a disputat a avut loc pe data de 25 mai. De atunci, o lungă perioadă, până la această supercupă de care vă spuneam, când perioada în care Maccabi n-a mai avut meciuri oficiale, contează foarte mult aspectul ăsta. Campionatul, vă spuneam, începe abia pe data de 24 august și ar mai fi, eu știu, un în privința acelei cote de 2 în care eu știu, merge pariată pe calificarea CFR-ului, ar mai fi de menționat un argument și anume, Maccabi nu joacă returul pe teren propriu, ci va trebui să se deplaseze în, în alt oraș, pentru că Stadionul său este în, în, refacere, practic. În, da, ei încearcă să-l să extindă. Și în condițiile astea nu se poate șca nimic în momentul de față. Returul, așadar, va fi poate o idee mai ușor pentru CFR Cluj. De asemenea, ar mai fi un argument foarte important Și anume faptul că Sheran uh, Ieini, uh, uh, capitanul celor de la Maccabi uh, este accidentat. El s-a accidentat în uh, partida de cupă, practic cel mai important jucător al echipei. Un uh, mijlocaș central, un om uh, cheie la mijlocul terenului, nu va evolua, nu a făcut uh, această deplasare și nu uh, joacă în. Uh, privința meciurilor în cupele europene, ne aducem aminte cu toții ce a făcut CFR anul trecut cu Dudelange. Și evident, asta nu e ceva încurajator. Dar să ne uităm și ce a făcut Maccabi. Maccabi în vara trecută s-a calificat pentru Europa League. A jucat trei tururi acolo, cu adversari foarte la îndemână, Chinuit a trecut de Ferencvaros, Ferencvaros <coughs> Radnișchi a fost următoarea echipă eliminată, 2-0 și 2-2 și iarăși chinuit cu pionic Erevan 0-0 și 2-1. Apoi, în play-off, a întâlnit un adversar mai mult decât ușor pe Sarsborg, o formație din Norvegia, în fața căruia, ce credeți, a pierdut calificarea. Așadar, nici cfr nu stă foarte bine la ce a făcut anul trecut în cupele europene, dar cu siguranță nici această uh, Maccabi Și v-aș mai spune un uh, lucru care mie mi se pare foarte important. <coughs> Uitându-ne la meciurile pe care CFR le-a jucat în acest sezon, <coughs> am remarcat un lucru destul de uh, neașteptat. Eu, unul, nu mă așteptam să uh, se întâmple chestia asta, și anume, CFR nu se mai apără așa cum se apăra în uh, sezoanele anterioare cu Dan Petrescu, adică. După cum știm, Dan Petrescu a încercat să pună la uh, CFR și nu doar la CFR, la toate echipele pe unde a fost, uh, un, uh, să impună un sistem prin care întreaga echipă se, ap se apăra atunci când pierdea mingea. Practic, își asuma foarte puține riscuri CFR Cluj. De data asta, în acest sezon, CFR Cluj e o echipă ceva mai ofensivă, dar nu neapărat mai ofensivă, ci o echipă care își asumă mai multe riscuri. Practic, apărarea trebuie să-și facă singură treaba, nu cum se întâmpla înainte, când inclusiv atacanții sau mijlocașii uh, erau uh, piese extrem de importante în, în uh, faza de apărare, acum apărarea e lăsată mai de capul ei, lăsată să descurce cum poate. Și în felul ăsta au venit și golurile din uh, începutul de sezon, însă și aici sunt lucruri care se reglează. Evident, dacă Dan Petrescu a decis să schimbe uh, lucrurile în felul acesta, uh, <coughs> îmi cer scuze. Uh, uh, chestia asta, schimbarea, nu se poate produce uh, așa, imediat. Ok, schimbăm și uh, totul e mai bine decât era înainte, fără niciun fel de problemă. Va dura ceva până când uh, lucrurile se vor regla. N-ar fi exclus să se regleze, inclusiv de la meciul acesta care urmează, urmează, dar mai probabil nu. Pe de altă parte, ar putea trata cu uh, teamă disputa cu, cu Maccabi și să revină iarăși la vechile cerințe pe care le avea pentru elevii săi. Mergem mai departe, haideți să <coughs> vedem celelalte meciuri din uh, Liga